Colegul lui Radoi de la Al-Hilal, Williamson, nu a mai revenit însă acum de la cabine, a fost înlocuit de Holman. Holman și Kjellström, marcatorii din... Ce gol! Gol senzațional marcat de Rasmus Elm, 20 de ani în acest puș de la Kalmar. Lovitură de teatru la Graz. A surprins pe toată lumea, efectiv pe toată lumea. Pasa lui Kim Kjellström, minge deviată de Berg și golul superb al lui Rasmus Elm. Ce gol a dat puștul lui Kalmar. Ce efect a prins mingea din piciorul lui Elm. A lovit-o mai mult cu exteriorul. Al treilea meci în echipa națională și primul gol. Și ce gol! Campion. Kjellström la Lyon, încă o dată o spunem, ar fi fost Juninho. Este o minge bună pentru piciorul stâng. Lângă el și Rasmus Elm, surpriza lui Lagerbeck. Ce dublă ar putea face Elm. Totuși parcă e prea aproape de poartă. Zidul stă și închide foarte mult unghiul. Totuși arată ca un penalti. Lovitura liberă a lui Kim Kjellström. Perfect. Perfect. Juninho al Suediei înscrie. Este 2-0 pentru Naționala Suediei, care pare hotărâtă să rupă seria bună a Austriei pe teren propriu. Cu bara, a fost învins Maneghera, a fost făcălit și de Zid. Când va intra în vestiar la Lyon, Kim Kjellström va veni cu un DVD cu el și îl va pune repede. Hai, Juninho, ce zici? Mi-a ieșit de data asta. Sunt sigur că la antrenamente Kjellström stă și îl studiază pe Juninho. Da, să nu ne lăsăm băgăriți. Sigur, Juninho îl învață foarte mult pe Kjellström. Al 12-lea gol. Este imposibil. Al 12-lea gol în echipa națională. Da, da. Este imposibil să stai pe lângă Juninho și să nu înveți.